Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canal Tutoriale Gratuite. Astăzi facem mult așteptatul episod în care vorbim despre prima versiune beta de Windows 11 lansată oficial de cei de la Microsoft prin programul Windows Insider. Știu că video-ul ăsta apare cu câteva zile mai târziu decât ar fi trebuit să apară, însă din păcate am luat un strike pe canal și a trebuit să iau o pauză de o săptămână de la postat pe canal de YouTube. Asta e o veste destul de nasolă din păcate, însă revenim cu postările, încercăm să reîncepem postările regulate. Deci, pentru cei care nu știți, prin programul Windows Insider, Windows 11 a venit practic cu prima versiune beta. Pentru cei care nu știți să folosiți programul Windows Insider și ați vrea să-l folosiți, ați vrea să-l testați, o să vă las un link în descriere de la un video pe care l-am făcut, în care am arătat cum poți actualiza prin Windows Insider Windows-ul curent. Însă, bineînțeles, trebuie să fac un disclaimer, și anume că nu vă recomand să instalați Windows 11 momentan pe un sistem principal, pentru că este încă în beta, bineînțeles, este foarte instabil, deci vă recomand să-l testați ori într-o mașină virtuală, cum îl testez eu acum, ori pe un dispozitiv secundar, de exemplu, eu l-am instalat pe laptop, acolo îl testez și, bineînțeles, deja am întâmpinat destule bug-uri despre care vom vorbi ulterior în acest video. Așa că înainte de a vorbi despre ce este nou în acest sistem de operare, nu uitați să apăsați butonul de like, hai să facem cât mai multe like-uri la acest video și, de asemenea, abonați-vă număr cât mai mare la acest canal, pentru că vor urma o grămadă de video-uri despre Windows 11. Acestea fiind zise, haideți să trecem la video. Suntem pe prima versiune oficială de Windows 11 a celor de la Microsoft. Dacă o să scriu un search aici WinVer, vom vedea versiunea pe care suntem. Vedeți și voi că este numită 21H2 Windows 11 Pro, versiunea sau build-ul 22.051. Deci, sincer să vă zic, acum vreo 3-4 săptămâni chiar nu mă gândeam că vom ajunge să facem astfel de clipuri legate de Windows 11, nu mă gândeam că se va lansa, dar uite că Windows 11 este aici. Și în acest video voi încerca în mare, nu voi intra foarte în detaliu, să vă prezint cam ce e nou. Vom face câteva paralele cu varianta aceea leaked, pentru că sunt câteva diferențe și vom vedea împreună practic toate funcțiile interesante. Bineînțeles că în acest video mă voi baza pe faptul că poate unii dintre voi n-ați mai auzit de Windows 11, nu știți despre ce este vorba, așa că haideți să începem cu începutul. Primele chestii pe care le vedeți diferite față de Windows 10, avem un nou taskbar foarte interesant cu noi iconuri, cu animații noi. Începem cu butonul Start. Butonul Start arată diferit. Vedeți aici aplicații pinuite, aplicații recomandate, avem secțiunea de All Apps. Este un buton de start mai minimalist și mai interesant, cu aceste margini rotunjite, bineînțeles, ca în varianta leaked. Avem butonul de search, avem butonul task view, care era, bineînțeles, și în Windows 10, dar acum are, bineînțeles, o animație nouă și un alt icon. Avem secțiunea de widgets, care e acel news and interest cumva regândit, pentru că a primit foarte mult hate, și, bineînțeles, alte aplicații pinuite by default de Windows 11. Vedeți acum că iconurile și practic butonul de start e totul centrat pe taskbar. Eu zic că e destul de ok, însă dacă vreți să le treceți în stânga, foarte ușor, click dreapta pe taskbar, taskbar settings, și așteptăm să intrăm în noul settings. Vedeți aici că și noul settings arată foarte diferit, dar vom vorbi puțin mai încolo în acest video despre el. Ce trebuie să facem? Mergem mai jos la taskbar behaviors și la taskbar alignment, selectăm left și practic putem muta înapoi cum era înainte taskbarul în partea din stânga. Ceva nou iarăși, avem în partea din dreapta internetul și sunetul. Dacă dăm click, avem un nou meniu foarte interesant, foarte frumos din punctul meu de vedere, e ceva chiar modern să zic. Avem Night Light, Focus Assist, Accessibility, Connect, practic ce avem și în Windows 10, dar bineînțeles că aici putem controla volumul foarte ușor și de asemenea avem aici Edit Quick Settings și putem aici să modificăm, să adăugăm chestii în plus. Vedeți aici, momentan avem puține opțiuni, dar probabil că în versiuni viitoare de Windows 11 vor fi mai multe și bineînțeles dacă dăm click aici ne va duce în aplicația Settings. Dacă dăm click pe calendar, pe dată, pe oră și secțiunea de notificări, avem din nou secțiunea de notificări, aici putem să dăm clear la notificări și avem calendarul, care este din nou foarte minimalist. Dacă dăm click data, Notification Settings și Adjust Date and Time, care bineînțeles ne duce în settings-ul din Windows 11. Modificări avem și în File Explorer. Dacă ne ducem aici, de exemplu în Downloads, haideți să vă arăt că sunt multe chestii interesante. Vedeți că avem aici butoane noi, un buton de New unde putem face un nou folder sau putem face un nou item, vedeți din această listă. Avem buton de Cut, de Copy, de Paste, avem buton de Rename, avem buton de Share unde putem să share-uim unui contact sau pe e-mail într-un email client, putem să ștergem, să băgăm în recycle bin. Avem aici opțiuni de sorting și de grupare și de asemenea layout și alte chestii. O chestie foarte interesantă, dacă mă duc aici la show, avem acest details pane și de asemenea rapid putem pune aici și file name extensions și putem vedea extensiile fișierilor noastre și detalii în partea dreaptă despre fișierul acesta. Bineînțeles, chestia asta era și în Windows 10, dar era un pic diferit, acum eu zic că e mult mai intuitiv. Și bineînțeles, dacă dăm click pe aceste 3 puncte, avem options, care e practic vechiul meniu din Windows 10. N-o să
vorbesc foarte în detaliu despre toate treburile astea, pentru că zic eu nu e atât de necesar, pentru că mare parte sunt chestii din Windows 10, dar modificate ca design și așa mai departe. Bineînțeles, observați și voi că avem animații noi când minimizăm, când maximizăm, sunt animații un pic mai fluide, mai interesante și mie îmi plac foarte mult. De asemenea, dacă ne ducem și dăm click dreapta pe desktop, avem un nou meniu contextual, un pic mai minimalist, care are cam aceleași opțiuni, însă un pic mai categorisite, să zic, și dacă dăm click pe Show More Options, ne duce în vechiul meniu, dar dacă dăm click dreapta într-un spațiu liber și ne ducem pe Personalize, ne va duce aici în secțiunea de personalizare și aici vom putea selecta și teme dark. Uitați ce frumos arată tema dark de pe Windows 11. Bineînțeles că e un pic buguit, un pic lăguit pentru că este o variantă beta, dar uitați cât de fine arată versiunea dark, cu taskbar-ul pe dark, cu File Explorer-ul și așa mai departe. Chiar are un design foarte, foarte fine. Bineînțeles că în Windows 11 avem sunete noi. Dacă mergem în Control Panel și ne ducem la Sound, aici vom putea vedea toate sunetele noastre. Deci la Sound aici putem să le auzim pe toate. Dar bineînțeles că nu o stau acum să le testez pe toate. Dacă testați și voi Windows 11, puteți aici să vă duceți să vedeți care sunt toate sunetele noi din această versiune Windows. Hai să vorbim puțin acum de secțiunea de widgets, care e o secțiune destul de interesantă. Nu știu cât de utile, eu nu o folosesc de exemplu, dar îmi place să o țin aici pentru că până la urmă face parte din Windows 11. E același News and Interest cu sugestii pentru tine, fotografii, știri de fotbal, de exemplu, weather, da, vreme, story-uri, știri și așa mai departe, cu ora și poți să dai aici search pe web, aici userul tău și poți să faci diverse customizări. Pe această secțiune poți să adaugi calendarul și alte chestii. Eu zic că e destul de interesant, însă pentru mine nu e neapărat atât de util. Pe Windows 11 avem noi facilități pentru multitasking. Dacă suntem într-o fereastră și ne ducem cu hover over fără să dăm click pe butonul de maximizare, avem aici mai multe opțiuni și putem seta unde se ducă fișierul nostru, practic, window-ul nostru. Putem să-l punem într-un colț, putem să-l punem unde dorim noi, da? De exemplu, putem să-l punem pe jumătate de ecran, deci e foarte fain. Deci în felul ăsta mult mai rapid poți să îți pui ferestrele în locațiile pe care le dorești fără să te mai duci cu mouse-ul așa, pentru că e un pic mai greu, nu ți iese poate din prima, nu știu, deci din punctul de vedere e mult mai ok să ai și această funcție în plus. În Windows 11 avem și un nou store, un nou design pentru store, practic același store numai că are un alt design cu butoane aici în partea stângă, search-ul s-a mutat aici undeva în partea stângă, avem bineînțeles dacă dăm click pe userul nostru App Settings unde putem bifa App Updates și toate cele, Live Tile unde putem vedea Live Tile-uri cu diverse jocuri, aplicații sau vedeți aici Netflix. Eu zic că arată foarte bine și mie chiar îmi place tema asta minimalistă a întregului sistem, nu doar a store-ului, întregul sistem e mult mai minimalist și mie chiar îmi place treaba asta. Haideți să vorbim puțin și de aplicația Settings, care este bineînțeles modificată. Setările sunt mult mai bine categorisite, un pic mai intuitive. Avem aici sistem, unde avem principalele opțiuni legate de sistem și bineînțeles că am aceleași secțiuni care erau și în Windows 10, însă vedeți aici un pic schimbate, ceea ce din punctul meu de vedere e foarte bine. Avem câteva funcții noi, de exemplu Dynamic Refresh Rate, care poate fi activat din Settings și practic asta ajută în momentul în care dai scroll sau faci alte chestii să îți înmărească cumva refresh rate-ul monitorului. Deci zic că e o funcție destul de interesantă. Și Windows Update-ul arată diferit, vedeți din nou design mai minimalist, butonul de Check for Updates, binecunoscutul buton care acum e albastru, cu un loading foarte interesant aici în partea din centru, practic în secțiunea asta de Windows Update, foarte, foarte fain. Avem Auto HDR, o funcție care momentan e la început, dar cu siguranță vom vorbi pe parcurs mai mult despre ea când va avea mai multe opțiuni și va fi un pic mai testată, să zicem așa. În mare parte, cam astea sunt noutățile și schimbările legate de design, sunt multe într-adevăr, de aceea eu nu pot să le acopăr chiar pe toate, chiar vă recomand să-l testați și voi, pentru că, zic eu, merită, dar nu instalați pe sistemul vostru principal, nici eu nu fac asta momentan, pentru că e o versiune încă instabilă și clar că nu e foarte, foarte ok să o instalezi pe sistemul tău principal. De asemenea, știu că mulți dintre voi vei zice, ok, dar asta e doar un Windows 10 cu designul schimbat, într-adevăr, așa este, dar este o primă versiune beta. Trebuie să așteptăm până pe la finalul anului pentru că vor fi multe chestii noi adăugate, multe chestii schimbate, multe chestii rezolvate. De exemplu, cât am folosit pe laptop, în special Windows 11, deja am văzut că există anumite bug-uri legate de search, legate de acest nou meniu contextual care uneori se mai buguiește și trebuie restartat Explorer-ul. Dar eu zic că toate astea pe parcurs vor fi rezolvate de cei de la Microsoft. Per total, mie îmi place foarte mult designul acestui sistem de operare, mai ales faza asta cu temele și cu wallpaper diferite pentru tema dark și diverse teme. Vedeți aici că avem și tema aceasta cu un wallpaper diferit, adică e altceva. Zici că în sfârșit Windows-ul
am mers într-o altă direcție, o direcție un pic mai modernă, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Chiar vreau să aud părerea voastră în rubrica de comentarii legat de acest nou sistem de operare al celor de la Microsoft. De asemenea, dacă am uitat vreo chestie importantă să specific în acest video, nu uitați să spuneți acolo în comentarii și putem face diverse videouri despre anumite funcții din Windows 11, însă mare parte, după cum ziceam, cam astea sunt chestiile principale care s-au modificat. Mie îmi place foarte mult și de asta vreau să aud și părerea voastră în rubrica de comentarii. Încă o dată vă zic, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem cât mai multe like-uri la acest video, pentru că voi încerca să fac câte un video separat pentru fiecare versiune beta care se va lansa, deci eu zic că va fi destul de interesant, deci abonați-vă ca să fiți la curent cu astfel de videouri pe care le vom mai posta. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial tutorial gratuite, zicem cu o dată bun venit Windows 11, până data viitoare, eu vă zic la revedere!